fata asta toată dispărută. Ai văzut-o cumva? Am văzut de postare, am văzut-o. N-ai văzut noi nicio informație despre ea, nu? În cazul în care afli ceva, la poliție, la jandarmerie. Alarma a fost dată de fratele adolescentei, un băiat de 12 ani, singurul martor al întregii scene. Acesta le-a povestit părinților că doi indivizi s-au oprit cu mașina în dreptul lor, în orașul Borșa, și ar fi luat-o cu forța pe sora lui. Imediat zona a fost împânzită de forțe de ordine. Au coborât jos ca să se joace pe terenul de fotbal. Păi frățiorul a fugit, a venit acasă plângând. Păi zic, ce s-a întâmplat? A venit o mașină, s-a apropiat de noi, a prins-o de păr și a aruncat-o în mașină. A doua zi, sora cea mare a fetei răpite a primit un mesaj de la aceasta, în care îi spunea că este teafără și a și reușit să vorbească cu ea la telefon. E minoră, cum să ducă spre Franța? Că n-avea cum să treacă. Ei deja au dat la vamă tot, n-avea cum să treacă la vamă așa repede. Eu trimis acum un mesaj ei și au spus că nu vă fie frică, că eu tot e bine și nu vă fie frică. Zi la tata să stai liniștit că nu e nicio problemă. Avea iubit, știți? Nu știm absolut nimic, nu știm. Avea, n-avea, nu știm nimic. N-am avut probleme, n-am avut ceartă, n-am avut nimic. Minoara a fost identificată ieri la 400 de kilometri distanță de casă, într-o localitate din județul Arad. Mergea pe o stradă, împreună cu cei doi bărbați. Toți trei au fost duși la audieri. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate. Acum polițiștii încearcă să afle ce s-a întâmplat pentru a vedea cine va fi tras la răspundere pentru întreaga desfășurare de forțe. Mai multe structuri din Maramureș, Bihor, Arad și Cluj au făcut investigații pentru găsirea fetei.